doresc de foarte mult timp să vorbesc despre acest subiect, mai exact de când am descoperit problema pe care o am și diagnosticul care mi-a fost pus, asta înseamnă mai bine de 2 ani de zile. Probabil că o să fie un clip destul de lung, nu știu exact cât de lung va ieși, boring, sper să nu. Este un subiect foarte, foarte, foarte sensibil. Trebuie ceva curaj să pot să fac chestia asta, să pot să vorbesc despre lucrurile astea, despre problemele pe care le am. Motivul pentru care o fac este pur și simplu pentru că știu că acolo în lume sunt milioane, poate, de femei care se luptă cu aceleași lucruri ca și mine, care au fost puse unor încercări destul de greu de digerat și vreau să le încurajez, să le spun că nu sunt singure, că speranța există și să se creadă că lucrurile vor fi bune, să fie optimiste și să nu renunțe la visul pe care l-au, acela de a deveni mame. Problema mea, de fapt, începe în momentul în care, de fapt, nu știu dacă acolo a început problema mea, dar să vă fac un mic istoric despre infertilitate. Încă de când mi-a venit ciclu, am avut probleme cu menstruația, adică mie niciodată nu mi-a venit la timp, mi-a întârzia mult, 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 nici măcar nu aveam contact sexual, nu începuse în viața sexuală, iar eu luam anticoncepționale. Se pare că era singura metodă, probabil pe atunci, care m-a ajutat să-mi regleze menstruația, lucru care se întâmplase la un moment dat, dar a fost o perioadă în viața mea când, destul de mulți ani, de fapt, în care nu venea de două ori pe an, iar atunci când îmi venea, mă ținea, nu știu, peste 20 de zile. Am știut întotdeauna că este o problemă, însă, din păcate, nu am avut neapărat un diagnostic și nu mi s-a spus din timp că voi avea probleme cu a avea un copil. Pe lângă faptul că nu venea menstruația la timp și a fost tot timpul un haos total de când mi-a venit menstruația, rețineți, adică de când mă știu eu am avut astfel de probleme. Și pe lângă asta aveam și ovarii micropolichistice. Încă le am, adică nu s-a schimbat nimic în această privință. Am citit foarte mult despre lucrul acesta, despre sindromul ovarelor micropolichistice. Știam cumva că este un impediment în a putea ține o sarcină, în a putea rămâne însarcinată și a putea da naștere unui copil, însă știam de asemenea că nu este cea mai gravă chestie ever și că sunt atât de multe alte boli și probleme ginecologice care te pot face, de fapt, infertilă cu adevărat. Pe lângă tratamentul pe care l-am tot luat cu anticoncepționale, niciodată n-am luat pe ureche, întotdeauna am mers la control, întotdeauna, în fiecare an mergeam să-mi fac testele, cultură de col, Papa Nicolau, le făceam anual și cam de fiecare dată aveam probleme, în sensul că infecțiile respective erau tratate cu ovule și antibiotice de obicei. Asta a durat mulți, mulți ani. Anticoncepționalele acestea practic erau progesteron pe care corpul meu nu-l avea și nu avea de unde să-l ia și practic lua din exterior, adică din aceste anticoncepționale și se forma cumva acea menstruație și acel ciclu lunar care trebuia să vină ca la orice femeie normală. Anii au trecut, n-am dat de importanță atât de mare, până la un dat când mi-am pus întrebări și am zis, băi, câți ani mai au anticoncepționalele astea? Adică nu sunt bune atâtea pastile. Trebuie cumva ca organismul meu să răspundă și să
poată să fie apt să facă lucrurile acestea, să producă menstruația în mod natural. Nu am știut, efectiv, nu mi s-a dat nimic altceva decât doar anticoncepționale. Nu asta, de fapt, este problema, se pare, problemei. De fapt, nu anii în care am luat anticoncepționale este, de fapt, cauza problemei infertilității mele. E un cuvânt foarte dur. Mi s-a spus că în momentul în care încerci timp de un an de zile să faci copii și nu reușești, ești declarat un caz, un cuplu infertil. N-am vrut să cred asta. Am zis, na, vi se pare exagerat, un an de zile e puțin. Dar au trecut ani, au apărut tot felul de situații în viața noastră, în viața mea și a soțului meu. Am trecut prin bune, prin rele. Până când am zis, vreau și eu un copil. Negândindu-mă la carieră, adică nu vă gândiți că sunt cine știe ce mare șmecher, aveam o carieră în spate și din cauza asta eu n-am vrut să fac copii, nu, nici de cum. Pur și simplu nu a fost să fie. Plus că îmi doream cumva ca lucrurile să își urmeze cursul natural al vieții. Să te căsătorești, te uiți la casa ta și apoi să faci copii și așa mai departe. Lucru care s-a întâmplat. Ne-am căsătorit, ne-am mutat la casa noastră, mulțumesc lui Dumnezeu. Și acum urmează alt vis foarte mare pe care nu îl pot îndeplini nici pentru mine, nici pentru soțul meu, acela de a deveni părinți. Am descoperit târziu această problemă pe care o am și ca să nu mai țin pe jar, o să vă zic, este pur și simplu. În fapt, cum am ajuns să aflu ce problemă am? Abia la 32 de ani. Printr-o întâmplare, cred, nu știu, de la medicul meu ginecolog, care m-a trimis la un spital din București, unde să-mi fac o histerosalpingografie. Nu știam exact ce înseamnă acest lucru, bineînțeles că nu aveam de unde să știu, că nu făcusem niciodată în viața mea, dar am citit pe internet, adică toată lumea citește pe internet orice. Am citit că ești într-o cameră acolo destul de sumbră, nu știu. Experiența cu histerosalpingografia a fost foarte nașpa pentru mine. Nu vreau să vă sperii, dar pentru mine personal a fost foarte nașpa. Efectiv, am mers la spital, am ajuns la sala de radiografii pentru că acolo se făceau histerosalpingografiile. Am intrat în sală, o sală mare, chiar o sală foarte mare, rece. Mi-a dat o senzație așa de, nu știu, o senzație foarte, foarte ciudată, cum că, bă, ce faceți aici? M-ați abandonat aici, ce vreți să faceți cu mine, ce vreți să-mi faceți, ce urmează să se întâmple. Mi s-a explicat, evident, înainte. Mi se va introduce o substanță de contrast pe jos și se va vedea dacă trompele dumneavoastră sunt permeabile și dacă substanța respectivă trece prin trompe. Că de fapt asta era problema. Iar problema mea de fapt asta este trompe înfundate și impermeabile. Plus ovare micropolichistice, care și ele pot fi un impediment în acest proces de a rămâne însărcinată. Am făcut histerosalpingografia, am plecat de acolo, fetelor, vă jur, cu o durere. Două zile am stat în pat și plângeam și mă durea și plângeam și mă durea și citisem pe internet că nu se întâmplă lucrurile astea, adică cred că din, nu știu, 50 de păreri, una sau două erau cu o experiență mai proastă și mai negativă, dar eu eram a treia, culmea. Probabil că durerea pe care am simțit-o și disconfortul pe care l-am simțit atunci a fost din cauza faptului că pur și simplu substanța n-a trecut prin trompe. O să încerc să vă arăt o radiografie, să vedeți cum apare. Cred că se vede. Cum să țin eu, că nu știu.
Deci pe aici era substanța de contrast, care pe aici n-a trecut. Asta e una din trompe. Asta este cea de-a doua. Care vine undeva pe aici. Uite pe aici, așa, a trecut substanța. Foarte, foarte puțin, iar bucățica asta de aici, dacă se vede, este extrem de groasă. N-ar trebui să fie așa. Și uite, practic aici ar trebui să... Pe aici ar trebui să vină un ovul, nu? În momentul în care mi s-a zis că am văzut radiografia și mi s-a zis că am trompele, cel puțin una din ele, înfundată și impermeabilă, i-a căzut cerul în cap, pentru că una la mână am aflat târziu, doi la mână, de ce mi se întâmplă mie asta? Cred că toți trecem printr-o perioadă în care nu înțelegem de ce ni se întâmplă anumite lucruri. Nu știm de ce noi am fost aleși să trecem prin această experiență. Efectiv, foarte, foarte, foarte greu de digerat a fost chestia asta, astfel încât la un moment dat intrasem cumva într-o depresie. Nu puteam efectiv să-mi revin, nu puteam să accept lucrul acesta. Nu înțelegeam încă o dată, zic, de ce, cum s-a ajuns aici, care sunt motivele pentru care am ajuns aici. Dar am vorbit cu medicul care ulterior m-a operat la 2 ani și ceva după și mi-a dat cumva niște speranțe că se poate face o intervenție laparoscopic, minim invazivă, prin care se încerce să desfunde trompele respective și să vadă de fapt care sunt cauzele și cât de afectate sunt trompele mele și țeava prin care efectiv ar trebui să treacă ovul astfel încât să pot să fecundeze. Și mi-a zis că sunt undeva șanse la 50-50%, având în vedere că una deja era, n-avea nicio șansă, cred că cea din stânga, cred că trompa dreapta era relativ ok, adică a trecut un pic substanța prin trompă, substanța cea de contrast, însă mi-a spus că laparoscopic se vede cu mult mai bine și că ar trebui să fac acest pas, să vedem în primul rând ca și diagnostic, asta mi-a spus. Aveam un milion de mii de întrebări, ce se întâmplă după? Sunteți dumneavoastră sigur că sunt șanse atât de mari să rămân însărcinată pe cale naturală? Credeți că mă ajută cu adevărat? Se merită? Nu se merită? E ok? Cum mă simt după? Nici nu știam efectiv ce întrebări să-i adresez medicului. Cert este că primeam vești. Asta dinainte să aflu că trompele mele sunt impermeabile și înfundate, primeam vești. Parcă era un făcut destul de des, în care aflam că XY din familie, din cercul de prieteni, din cunoștințe, este însărcinată cu primul, cu al doilea și mă bucuram foarte mult pentru ei, pentru că știam că își doresc. Dar bucuria asta era umbrită de faptul că eu nu puteam să ofer nimănui această veste, pentru că nu puteam să-l fac pe soțul meu fericit și să aibă și el un suflet sărătoria să-i se spună tată. El își dorește foarte mult copii și eu îmi doresc copii, evident, altfel n-aș fi făcut toate lucrurile astea. Ne-am bucurat foarte mult de toți nepoții și ne bucurăm în continuare de ei, însă nu e copilul tău. Și au trecut ani. Radiografia aceasta, deci eu de fapt am fost diagnosticată corect și corespunzător în noiembrie 2019, iar prin februarie-martie mă decisesc 2020, în februarie-martie 2020 mă decisesem cumva să fac laparoscopic, să merg să fac acest pas. Însă când am sunat la spital nu se făceau astfel de intervenții pentru că era COVID-19 în floare și nimeni nu mai se îmbolnăvea de nimic decât de COVID. Toate spitalele erau pline de oameni care se îmbolnăveau de COVID și
practic a trebuit să amân această intervenție. Între timp am fost la două clinici de infertilitate, probabil cele mai renumite din București, unde am primit recomandări diferite, să zicem. Una dintre ele mi-a recomandat să merg să fac intervenția laparoscopic, tocmai pentru a putea vedea că, într-adevăr, alte șanse nu am decât fertilizarea in vitro, pentru că și inseminarea au scos-o din schemă. Cealaltă clinică, când i-am zis că aș vrea să fac totuși intervenția laparoscopic, mi-a zis să nu fac sub nicio formă acest pas, pentru că din rezerva mea ovariană, având multe polichistice, cum spuneam, se poate lua din rezerva cea ovariană, se pot lua ovule și astfel să ajungă să ia din rezerva bună, că degeaba sunt multe dacă nu sunt productive și se poate să-mi ia din rezerva ovariană bună, să zic așa. Și am fost cumva contrariată, zic, două clinici de infertilitate cu prestanță, cu renume, care una îmi spune da, una îmi zice nu, eu ce fac mai departe, eram să merg la al treilea medic. În momentul în care am zis nu mai merg la niciun al treilea medic, nu are sens să dau o grămadă de bani pe consultații, să se uite pe niște radiografii, să se uite pe niște hârtii în care am tot felul de analize. Lucrurile cumva m-am îndepărtat de acest subiect ușor, ușor, greu, foarte, foarte greu. În principiu pentru că ne-am luat casă, nu puteam să duc nici fizic, nici psihic problema de infertilitate pe care o aveam. Nu puteam și să mergem să ne facem actele pentru casă, să ne putem mobila, să ne putem muta. Sunt două chestii care mi le-am dorit din totdeauna, să devin mămică și să am casa mea, dar cumva nu puteam efectiv, era o balanță care nu avea cum să se echilibreze niciodată și a trebuit să renunț la partea de a fi mămică, pentru că ne găsesem casa și a trebuit să ne mutăm și toate actele și toată povestea. Dar a trecut totuși un an de când ne-am mutat și atunci gândul meu a rămas în continuare, după 2 ani jumătate, la această intervenție. E foarte greu să treci prin astfel de momente și cumva parcă cei de lângă tine nu te înțeleg cu adevărat și nici nu au cum să o facă și nici nu îi pot condamna că nu o pot face, pentru că n-au trecut prin asta. Pot să spună ei, oricât ar zice, te înțeleg, n-ai cum să înțelegi ce e sufletul unei femei care este infertilă și, practic, nici măcar nu e vina ei. Nu e ca și cum la naștere eu am ales să fac asta. Aveam de făcut 2 bife și am ales-o pe asta, probabil din greșeală. Nu este din vina mea. Pur și simplu, așa a fost să fie. Nici măcar nu știu să vă povestesc cum am trecut de acea perioadă de depresie. Mi-aduc aminte că mă uitam la clipurile lui Desi Perkins, când povestea și ea că nu poate rămâne însărcinată, când a avut sarcină extrauterină, când a pierdut sarcina, avea avut și ea niște probleme foarte, foarte mari cu partea aceasta de infertilitate. Și mi-aduc aminte că te uitai la ea cu atât de mare drag și spuneai, femeia asta are totul, tot ce-și dorește. Pentru că asta afișa. Până în momentul în care a început să povestească despre problemele de infertilitate pe care le aveam, și atunci am realizat că toți suntem la fel. Putem părea fericiți, putem părea super încântați și super recunoscători și nu știu, un an nou ne-a cer pentru ce avem, pentru ce afișăm și ce se vede din exterior, însă atunci când încep să vorbești cu oamenii cu adevărat și atunci la sufletul lor și la inima lor, îți dai seama că fiecare duce o luptă. Normal că nu o să fie nimeni să zică din start, știi, hei, eu am o problemă și să înceapă să plângă. Nu!
sunt lucruri destul de intime, destul de personale, destul de greu de digerat, cum spuneam, și ai nevoie de ceva curaj să povestești despre lucrurile acestea. Iar eu vă povestesc asta tocmai pentru că mie mi-a fost greu și am căutat cumva alinare în partea de mediul online, însă m-am concentrat pe ceva ce nu trebuia, m-am concentrat pe lucruri și povești ale altor femei care, fapt nu că nu trebuia să fac asta, poate că trebuia, poate că a fost bine. Am văzut că se poate cumva și mai rău de atât. Cumva sufeream cu ele și empatizam atât de mult cu povestea prin care Desi trecea în perioada respectivă și multe alte femei pe care le-am mai tot urmărit și de la noi și din afară. E adevărat că n-am căutat pe internet să consolare, să văd cine mai trece prin chestia asta, însă știam că am nevoie de astfel de ajutor, știam că am nevoie de încurajările unor femei care trec prin același lucru, nu de la femei care pot face copii și practic ele nu pot să înțeleagă atât de mult suferința și crucea pe care trebuie să o duci. Foarte important a fost faptul că n-am fost singură. Soțul meu m-a susținut și îmi spunea că dacă nu se poate face nici așa, nici așa, nici așa, adoptăm. Care e problema? Și era, ca să poți să adopți un copil, cred că ai nevoie de o tărie atât de mare și o dorință atât de mare și cred că trebuie să treci peste atât de multe lucruri, încât la momentul ăla nu mă vedeam în stare să fac asta. Și am încercat de fapt, n-am încercat să depun actele, m-am interesat pentru dosarul de fertilizare in vitro, dosarul pe care îl poți depune în programul acela care era valabil pentru București, nu știu dacă s-a făcut național în momentul de față, pe care Gabriela Firea l-a înființat, să zic. Un lucru foarte mișto, un program super mișto, știu că foarte multe femei au fost fericite și împlinite după ce au depus dosarul și după ce au trecut prin acest proces. Mi era groază numai de faptul că trebuie să te duci, să faci injecții, să faci tot felul de chestii. În continuare mi este teamă de lucrul ăsta, nu am de ce să neg. Cumva încerc să-mi găsesc puterea în Dumnezeu și să las pe El să decidă ce-i mai bine pentru noi, pentru mine. Dacă sunteți și voi în situația în care vă doriți un bebeluș și nu puteți să faceți, nu lăsați ani să treacă. Este foarte important. Nu degeaba spun oamenii ăștia că între, nu știu, 25 și 30 de ani poți face copii mai ușor, pentru că și psihic și probabil tot organismul tău este mult mai pregătit versus 30 și ceva, 40 poate. Mergeți, faceți investigații la timp. Găsiți-vă un medic în care să aveți încredere. Asta cred că este foarte important. Da, iar am rămas fără card. Nu știu ce se întâmplă, încă rămân și fără baterie. De când am mai folosit aparatul ăsta și cardurile, nu mai știu ce am, ce n-am, ce funcționează, ce nu. Ok, vă spuneam de partea aceasta cu medicul, să mergeți la un medic în care să aveți încredere, este foarte important. Și dacă trec ani și voi încă nu aveți un diagnostic și vă doriți să deveniți mămici, încercați să faceți această histerosarcinografie. Poate să aveți experiență mai bună decât am avut-o eu, poate nu aveți probleme la trompe, la ovare, dar măcar să încercați să eliminați pas cu pas toate variantele care duc la problema de infertilitate pe care o aveți și de care poate nu știți. Personal, chiar vă încurajez să faceți asta și
cu toată experiența mea negativă despre care v-am spus cu această histerosalpingografie, mă bucur că am făcut-o și mă bucur că am aflat cu adevărat cauza problemei mele și cauza infertilității mele cu care mă lupt de ani de zile. Nu pot decât să vă doresc mult succes și să nu renunțați încă o dată, să nu renunțați la visul vostru, să faceți ce este necesar, bineînțeles. Sper să fiți încurajate și susținute de cel de lângă voi, de persoana pe care ați ales-o, cu care să trăiți, să aveți o viață liniștită, pentru că e foarte important pentru organism, cât mai puțin stres și Doamne ajută să iasă bine. Vă povestesc și altă dată, într-un alt clip, ce s-a întâmplat mai departe și o să încerc să vă țin la curent cu acest jurnal de infertilitate pe care l-am deschis și m-aș bucura foarte mult dacă aș citi și dacă aș afla și povești pe care voi le aveți. Aveți grijă de voi, cu Dumnezeu înainte și să fim bine!